Bună dimineața tuturor! Virusul SARS-CoV-2 continuă să afecteze viața și sănătatea milioane de oameni, iar moldovenii nu fac excepție. Astăzi, la Porția de Sănătate, vorbim despre un șir de simptome atipice care pot semnala infecția COVID-19 și care au fost deja înregistrate la unii concetățeni de-ai noștri. Despre aceste manifestări atipice ale SARS-CoV-2 ne vorbește în continuare medicul gastrolog Ecaterina Ceban. Orientându-ne după semnele clasice ale infecției COVID, cu tuse, cu eliminări mucoase, cu lipsă de gust, lipsă de miros, cu dispnee, adică stare de înnădușeală din partea pacientului, în ultimul timp observăm semne atipice ale bolii COVID, semne gastrointestinale. De multe ori pacientul, prezentându-se la un consult gastroenterologic, cu dureri abdominale, cu balonare, cu stări de grețuri, uneori și vome, adică tot acestea fiind ca interpretate ca semne de intoxicație, într-o oarecare măsură și la un anamnestic solicitat adică pacientului, se observă un contact cu un pacient COVID sau un contact cu un pacient care au avut semne infecțioase. Și de multe ori, într-adevăr, pacienții COVID la debut manifestă semne gastrointestinale, din păcate. Persoanele care au semne gastrointestinale, adică pacientul care până acum s-a considerat practic sănătos, fără probleme de sănătate și s-a instalat o febră neclară asociată cu dureri abdominale, asociate cu grețuri sau vome, se ia în considerație dacă a avut loc contactul cu un pacient suspect COVID sau un pacient COVID, în situația dată să ia în considerare prin adresarea la medicul de familie să spună despre contactul cu pacientul dat și plus simptomele gastrointestinale care le prezintă. Adică nu trebuie să omitem că în situația pandemică de față ținem cont de faptul că poate să se manifeste infecția COVID atipic, adică nu cu semne clasice. Final de rubrică. Dragi telespectatori, fiți precauți și atenți la simptomele care tocmai au fost descrise. Virusul care provoacă COVID-19 este perfid și se poate camufla în simptome mai puțin obișnuite. Anunțați medicul dacă vi se întâmplă ceva similar și autoizolați-vă până la stabilirea unui diagnostic concret. Sănătate vă doresc! Toate bune!